Alina, îți mulțumim, vedem pe ce bani stau aleșii noștri. Despre prețurile alimentelor în această perioadă știm cu toții că sunt mari și în creștere. Dar cum își proiectează cei mai mulți cetățeni bugetul pentru masa de Paște? Un studiu desfășurat de un retailer important ne arată că vor scoate, cei mai mulți dintre ei vor scoate bani din buzunare, la fel ca anul trecut. Și haideți să mergem, doamnelor și domnilor, să vedem. 40% dintre cei chestionați au spus că vor aloca, iată ce spuneam, bugetul ca anul trecut. Teoretic este bine, practic masa va fi mai goală din cauza că produsele sunt acum mai scumpe. Practic, cu aceiași bani vor cumpăra produse mai puține. 3 din 10 români vor aloca totuși un buget mai mare, tocmai din cauza scumpirilor, iar 27% dintre aceștia plănuiesc să taie din cheltuieli. În bani, cei mai mulți vor pune deoparte pentru masa de Paște în jur de 600 de lei, un procent însemnat 60% dintre aceștia. Doar un român din 10, doamnelor și domnilor, spune că va cheltui pentru masa de Paște undeva la 1000 de lei. Dar haideți să vedem acum cum arată lista cu toate cumpărăturile de Paște. Cei mai mulți bani, adică aproape 64% din fonduri, vor merge evident pe mâncare și băutură. Apoi aproape 21% din fonduri vor merge pentru cadouri și 6% pentru haine. Doar 5% dintre români se gândesc să cheltuie bani și pe o vacanță, astfel că cei mai mulți conaționali vor petrece Paștele acasă sau cel mult în vizită la rudele apropiate. Mergem mai departe.